dânsul este și are, e în grupa supritorilor, dacă vreți. Da? Deci discursul care se practică în, care expune o realitate, da, așa e, finanțele Franței stau prost, dar nu ale Franței, vedeți, ale statului francez, care trebuie să facem o distincție. Ce înseamnă finanțele Franței? Cine e Franța? Da? Deci, finanțele statului francez, a căror responsabilitate este în curtea politicienilor francezi, a băncii centrale europene, a băncii Franței, da? Deci, acolo, alea merg prost. Pornind de la această realitate, oamenii din clasa supritoare, din care face și dânsul parte, practic pregătesc populația pentru noi sacrificii. Vedeți că vor crește taxele pentru că finanțele Franței, de parcă francezul de rând s-ar fi ocupat de finanțele Franței și el ar fi acumulat Mbappe, datoria. Mbappe, e vina lui Mbappe. Da. Deci finanțele Franței nu sunt în regulă, prin urmare va trebui să creștem taxele. Deci cam asta e, de fapt, mesajul este pentru pregătirea populației pentru noi și noi sărăciri. Pentru că, din nou, dacă ne uităm la ultima sută de ani, vedem că prin taxare și prin expansiune monetară, ca să folosesc acest termen tehnic, prin mărirea cantității de bani, prin inflație monetară, prin tipărirea de bani, pe scurt, populația a fost sărăcită. Deci aceste două canale. E, în momentul în care vrei să repari finanțele, dacă te uiți realmente la situația finanțelor, care este mult mai gravă decât ne e prezentată chiar, pentru că deficitele bugetare nu sunt 3-5% din PIB, sunt 20-30% din veniturile bugetare. Deci ecartul este atât de mare încât el nu poate fi reparat prin metode convenționale. 3600 de miliarde. Nu poate fi reparat prin metode convenționale. Metode convenționale ce înseamnă? Scădem cheltuielile. Cum să scazi cheltuielile dacă marea majoritate a cheltuielilor sunt cheltuieli de personal? Sunt salariile celor din administrație și ale birocrației, inclusiv politice, care trebuie să trăiască. Și cum poți să crești veniturile deodată foarte mult, că înseamnă să omori, o să pui niște impozite din ce în ce mai mari. Deci, prin metode convenționale, de-aia nici nu se repară. Pentru că lumea nu apelează decât la aceste metode în continuare de rostogolire a unei bile de foc, pe care nimeni nu vrea să o ia în mână, pentru că o să-l frigă pe el. Și atunci dăm de-a dura și continuăm să tipărim bani și continuăm să creștem taxe și impozite, făcând în fiecare câte o... și declarăm că reducem cheltuielile bugetare, ceea ce, de fapt, nu s-a întâmplat niciodată. Păi, și, deci... cine este fachirul care vine să ia în mână această... Păi nu există, că potențialii fachiri sunt aduși la tăcere încă de la început. Sunt ridiculizați. Cine vine cu idei inovative e ridiculizat sau ignorat. Cine pătrunde în spațiu public realmente sunt cei care sunt lăsați să pătrundă în spațiu public. Mainstream vorbesc, nu vorbesc de noi aici cu o audiență relativ limitată. Nu este limitată, este worldwide overall. Pentru că pe YouTube, sense de vero, oamenii intră, acord, comentează, dar apreciază. Mainstream-ul e finanțat. E finanțat efectiv de către translate, state. Translate, se traduce mai departe. Domnule Bodescu, suntem foarte, foarte bine poziționați. Internetul este worldwide. Sper, dar în momentul în care o televiziune trezit. Mainstream este finanțată de către stat, de către politic, sub o formă sau alta. Mainstream este limitată la acel cablu și acel cablist care le retransmite. Înțelegeți? Păi aia e. Și lumea se uită cam mult la televizor în punctul ăsta cam de mult. Vedere. Se va schimba și asta. Nimeni nu credea că se va schimba consumul de televiziune, nimeni nu credea s-ar că putea... va dispărea ziarul. Da, nimeni s-ar nu putea să apară asta. O altă chestie. Dom'le, voi promovați
un discurs extremist. Nu. Ia noi să vă tăiem noi, noi promovăm libertatea de gândire. Noi putem să nu fim de acord chiar noi doi, adică eu nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră, dar da, vă dau libertatea să vă exprimați. Este cu totul și cu totul altceva. Nu înseamnă că promovez un fel de gândire. Există dau posibilitatea să vă exprimați. Atât da, există o speranță, o rază de speranță, dar e relativ mică, că vedeți cum merge lumea. Domnul deci Rus, asta e, pregătesc populația pentru noi creșteri de taxe și impozite, pentru noi tipăriri de bani.